Vremea se menține rece pentru această perioadă în aproape toată țara pe parcursul următoarelor două săptămâni, îndeoseb până în 18 aprilie, valorile termice vor fi mai scăzute decât în mod normal pentru această lună, în timp ce precipitațiile vor fi prezente în cea mai mare parte a țării, arată estimările Administrației Naționale de Meteorologie. În Maramureș vremea va fi mai rece în intervalul 7-9 aprilie, când vor fi medii ale maximelor diurnă de 4-7 grade și ale minimelor nocturne între minus 4 și minus 2 grade, dar mai apropiat piată de regimul termic normal al perioadei, în intervalul 10-12 aprilie, când mediile temperaturilor maxime vor fi de 11-13 grade, iar ale temperaturilor minime de 0-2 grade. Ulterior, până la sfârșitul celei de-a doua săptămâni de prognoză, nu sunt estimate oscilații termice importante, vremea fiind în general răcoroasă. Se vor înregistra în medie maxime de 12-13 grade și minime de 2-3 grade în intervalele 6-7 aprilie și 12-14 aprilie va fi ridicată probabilitatea pentru ploi izolat însemnată cantitativ. În celelalte zile ale intervalului celor două săptămâni vor fi precipitații în general slabe.